Bună, dragilor, și bine ați revenit la Happy Cafe. Mă, de câteva zile mă tot doare ceafa. Chiar voiam să te întreb dacă ești bine, că aveai da. Mă rog, ritm așa de robocop. Revin. Da, se spune că orice afecțiune la nivel fizic are mai întâi o cauză emoțională. Aoleu. Mai mult decât atât, există persoane care experimentează tot felul de dureri și simptome la nivel fizic, cât se poate de reale și de multe ori acute. Mă rog, la tine nu, dar pe care doctorii nu reușesc să le diagnosticheze oricâte investigații ar face. În termeni medicali, acest fenomen este numit somatizare. Conform specialiștilor, somatizarea este un proces psihologic prin care stresul, anxietatea sau conflictele emoționale pot fi exprimate sub formă de simptome fizice, cum ar fi durerile de cap, de spate, dureri abdominale sau oboseală cronică, în absența unei cauze medicale identificabile. Dar ce presupune mai exact somatizarea? Cum poate fi identificată și cum îi pot fi stopate efectele? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care le adresăm astăzi specialistelor noastre, Cristina Petrescu și Ruxandra Paraschiv, psihoterapeuți. Bună tuturor! Bună, Cristina! Bună, Alexandra! Ești pregătită să discutăm astăzi despre cât de tare ne poate afecta din punct de vedere fizic și psihic, desigur, dar fizic, asta e cel mai ciudat, poate. Faptul că ținem în noi anumite emoții. Mm-hmm. Da, practic vorbim așa într-un limbaj mai elevat despre somatizare, așa se numește acest... Somatizarea, de fapt, ce e, ca să explicăm un pic? Oamenii dezvoltă anumite boli din cauza unor emoții neexprimate, neexteriorizate, a unor frici duse, mai bine explică ea. O lăsăm pe Cristina, e specialist, eu doar mă prefac aici. Să-i dăm bătaie. Să-i dăm bătaie. Deci vorbim despre somatizare. Despre te rog, Cristina, să ne explici ce înseamnă de fapt somatizare. Exact ce spuneai tu, niște emoții pe care nu reușim să le procesăm, nu reușim să le exprimăm și care cumva se vor localiza în corp. Mm-hmm. Oricum toate emoțiile au locul lor prin corp și oricum dacă stăm să ne ascultăm un pic corpul, vom descoperi că, nu știu, atunci când simțim frică, o simțim în anumit fel și într-un anumit loc. Nu la toată lumea la fel, evident. Când simțim furie... Da, adică e clar că dacă am sta să ne scanăm un pic corpul, mm-hmm, am descoperi unde și cum simțim emoțiile. Iubirea e cu stomacul, nu? Fluturi în stomac. Așa a rămas. Și pe aici, prin zona asta. Da. Cumva fiecare, și asta din ce știu face parte și din ceva medicină chinezească, uh-huh, că fiecare emoție are ca și corespondent un anumit organ intern. Da. Tristețea ține de plămâni, uh-huh, rinichii sunt cu frica, uh-huh, furia cred că în zona stomacului, uh-huh, se localizează, deci cumva despre asta e vorba, de faptul că nu exprimăm ce avem de exprimat și pentru că totul rămâne acolo în corp, la un moment dat corpul nostru reacționează. Da. Sunt oameni care, spre exemplu, au probleme de comunicare, nu spun ceva ce îi deranjează, îi înfurie, îi frustrează și într-o perioadă următoare, da, ajung să rămână fără voce sau să simtă că ceva e în regulă la nivelul gâtului. Sau și mai grav, să dezvolte o afecțiune realmente, mm-hmm, de proporții, mm-hmm, în zona gâtului. Exact, așa... exact. Sau simt un nod în gât sau... Da. Uite, eu de exemplu, eu mă dau des de exemplu, m-ați obișnuit cu mine, eu de exemplu am probleme cu tiroida și, mm-hmm, n-am acceptat cu ușurință faptul că nu exprim ce am de exprimat, mai ales în copilărie nu făceam lucrul ăsta și uite unde a dus. Și hai să le spunem oamenilor că există și un dicționar. Da, lui Jacques Martel, dicționar al bolilor, da, dicționar emoțional. În care realmente găsești toate cauzele psihice, mm-hmm, sau, mă rog, create de emoții. Ipoteze. Da, mm-hmm, da. Pentru și fiecare boală. Am căutat, pe cuvântul meu donare, că am căutat pentru toate bolile din familia mea și ale, mm-hmm, prietenilor mei și aproape că nu există ca să nu se potrivească ceva de acolo. Da. Și îl folosesc în cabinet și este de foarte multe ori șocant pentru oameni când le citesc și când recunosc tot felul de lucruri care apar acolo. Da. Și își dau seama că, ok, da, e posibil să existe o legătură. Uh-huh, uh-huh. E într-adevăr șocant, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că emoțiile noastre sunt conectate la corpul nostru. Da. Că există o conexiune clară între gând, emoție, corp. Și atunci e normal să se întâmple asta. Nu are cum să nu reacționeze și corpul în momentul în care noi îl bombardăm. Până la urmă, ce înseamnă stresul sau anxietatea sau frica? Sau înseamnă cortizol, nu? Sunt, uh-huh, niște hormoni.
aia fac și ei ceva, nu e ca și cum nu se va întâmpla nimic cu corpul nostru. Exact. În momentul în care producem acei hormoni de stres. Deci, practic, e important ca atunci când simțim anumite emoții, chiar dacă să spunem că e vorba de furie sau de frică sau de emoții privite cel puțin ca fiind negative, da? Să încercăm să nu le ignorăm, ci chiar să le exteriorizăm într-o formă cât mai puțin agresivă, că se poate, nu? Adică putem fi furioși și să nu ținem doar în noi și să spunem, băi, sunt furios, m-ai enervat, da? Nu înseamnă să nu mă duc să-ți dau și una, doar îți transmit. Pentru că altfel riscăm să se localizeze, de fapt, toate trăirile astea neexteriorizate pe interior. Facem poc. Da. Bun. Așa. Și atunci, ce e de făcut în cazul în care totuși am ajuns deja în punctul ăla? Adică vedem că suferim de o anumită boală, ok, am zis, e de aici, îmi vine de aici. Ce facem? Adică putem să mai schimbăm ceva și după ce am observat că... Dacă observăm că am ajuns în punctul ăla, suferim de o anumită boală, bine, în primul rând mergem la medic. Evident. Asta încurajăm clar, adică nu se rezolvă totul doar prin conștientizarea părții emoționale, care sunt cauzele emoționale. Încurajăm mersul la medic și rezolvat pe cale medicală ce e de rezolvat, dar, într-adevăr, e bună conștientizarea faptului că există totuși și niște rădăcini emoționale acolo care au dus la declanșarea acelei boli. Da. Și lucrat pe povestea asta. Adică, ok, hai să vedem ce se întâmplă, ce nu reușesc eu să gestionez. Poate sunt genul de om care nu pot să-mi exprim furia. Am crescut poate cu ideea că furia e ceva rău și că nu e ok să o exprimăm. Și atunci o înghit pe toată și nu las să iasă nimic în exterior. Da. Și lucrăm pe povestea asta. Cum? Ce fac cu furia? Mă duc și alerg în parc. E o modalitate de a elibera energia asta. Găsim feluri alternative de a elibera. Da. Mă duc, le recomand mult pacienților mei să meargă la squash, pentru că loviturile de la squash sunt mai în forță și mai și eliberez mult mai mult decât la alte sporturi. Sau box. Sau box, da, exact. Un sac de box nu strică niciodată pentru eliberarea, sau măcar că lovești o pernă sau orice formă de eliberare cumva. Da. Sau uite, eu mai am chestia asta când. Când și cumva simt atunci când cânt uneori așa tare, simt că mă ajută, adică în timp ce cânt mă ajută, nu că mers în pădure și țipat. Da, asta n-am încercat. Apropo de asta, aruncat cu farfurie, asta e. Am avut un exercițiu la un moment dat la un grup de dezvoltare personală în care facilitatoarea ne-a pus să țipăm fără să scoatem sunete. A fost incredibil de eliberator. Nu credeam că poate fi așa, practic mimam. Practic. Deci nu vrei să știi cum mama acum tendință să fac asta, exact doar ca așa. Și simt, știi? Înainte să o fac, cum poate să te elibereze. Da. Și să ținem mult chestia asta, adică să țipi fără să scoți sunet destul de mult, e foarte eliberator. O să încerc. Da. Dansul, iarăși, poate să ajute. Tot aceeași persoană general, de la formele astea dezvoltare de personală ne spunea că mișcările din șolduri și zona fundului ajută în eliberarea emoțiilor negative. Deci sunt tot felul de astfel de lucruri pe care le putem face pentru a elibera emoțiile astea pe care nu știm altfel cum să le gestionăm. Da, pentru că poate în copilărie am auzit, dacă, de exemplu, cred că mulți în generația noastră mai ales au trăit lucrul ăsta, adulții nu le-au permis exteriorizarea emoțiilor negative. Adică n-aveai voie să te înfuri. Cine te crezi tu, măi copilule, să-mi zici mie că nu ți-a convenit ceva? Da, ok, nu lăsăm copilul să ne înjure în continuu, dar cred că e, și uite, din nou ceva ce cred că e important să le spunem oamenilor, hai să-i lăsăm, să-i încurajăm chiar pe copii să ne spună când se simt inconfortabil, cu cuvintele lor, care poate sunt necizelate, puțin chiar agresive, dar mai bine așa decât să le spunem nu-ți exterioriza emoțiile. Pentru că efectele pot fi iremediabile. Da, uite, apropo de copii, sunt copii care pentru că nu știu să-și exprime emoțiile sau nu sunt încurajați să-și exprime emoțiile, ajung, spre exemplu, inclusiv la constipații grave. Cazuri care ajung la spital, efectiv, pentru că nu mai știu cum să iasă din situația asta. Adică sunt, într-adevăr, sau probleme digestive grave, și la adulți apar de foarte multe ori. Exact. Sau știu un caz, spre exemplu, apropo de felul în care corpul reacționează la emoții, se știe că partea stângă reprezintă feminitatea și partea dreaptă a corpului nostru masculinitatea. Și chiar îmi povestea cineva de amorțel la mâna stângă. Într-o perioadă în care își nega foarte mult feminitatea. Da, cunosc și în momentul în care cumva am reflectat lucrul ăsta,
a fost destul de revelator așa, când i-am spus, știi că partea stângă e ține de feminitate. Ia vezi ce, ce se întâmplă pe acolo. Ce nu-ți dai voie, de fapt. Exact. Știi? Și mă bucură, și ajută. Exact, și mă bucură că tot mai mulți oameni, chiar și cei mai sceptici, din generația părinților mei, spre exemplu, dacă încerci să le explici, poate de mai multe ori, până la urmă zic, băi, chiar ai dreptate. Da, poate să aibă sens și pentru ei. Da, da. Da, așa este.